muncești și călătorești cu Europa FM. 8:37, ghicești și călătorești cu Europa FM. 0372069599. Veniți, nu de luați lumină, veniți de luați tichetul, ca veniți să spun așa. Sper că ați intrat pe site, pe europafm.ro, și ați găsit toate întrebările cu răspunsurile aferente. Astăzi avem și un indiciu. Premiul este de 1000 de euro plus cazare în cameră dublă 5 nopți all inclusiv la un hotel din Venus. Sunt roșu la bot? Sunt roșu că te uitai la mine. Nu, am mâncat niște sfeclă și de-astea. Tine că ești în fața mea, nu... Ah, okay. Dacă ești roșu la bot, o să afli. Mai dăm o dată indiciu. Hai să mai dăm o dată indiciu. Nu, de ce? Hai să mai dăm o dată indiciu. Trebuie să dai tichetul meu de vacanță. Da. Indiciul este, atențiune, tobe, chestii, nu știu ce. În aer liber. În aer liber. În trei cuvinte. Ouă de țară. Țineți minte trei cuvinte. Ouă de țară. Couă de găină din aer liber, free range. Mihaela, bună dimineața! Iartă-ne, de astăzi e vineri, e și pentru noi o zi specială. Ce faci? Bine. Cred că răspunsul este... Nu, trebuie să ne întrebi. Stai. Să ne spui ce faci. Frânelu. Stai, zine ce faci întâi. Da. Ce faci? Bine. Bine. Mă pregătesc să mă dau serviciu. Ne-ai pus pe speaker că se aude nasol. A, da. Da, încearcă să numărul. Speaker, vorbește cu mine normal. Și vorbește la microfon. Uitat, da, bravo. De unde ne suni? Din Pitești. Din Pitești. Te aude mult mai bine. Bine. Păi, acum te-am localizat, totul e ok. Trebuie... Da. Cred că răspunsul este Teatrul Național. De o secundă. Ce grăbite. Tu trebuie să ne întrebi pe noi. Întreabă-ne asta cu Teatrul Național, dacă ai zis-o. Hai. Este la Teatrul Național? Asta trebuie este la Teatrul Național? Ah, bravo! Mulțumim! Dacă tot te grăbești, atunci răspunsul nostru este nu, dar mulțumim pentru întrebare. Mulțumim, Mihaela. Hai să nu ne mai grăbim. Sanda, bună dimineața! Bună, Sanda! Bună, bună dimineața! Bună, Sandica! Ai și un indiciu, te ajută? M-a ajutat indiciul de azi, cred. Okay. Da? De unde ești? De unde ești tu de din loc? Timișoara. Din Timișoara. Din Timișoara, mulțumesc. Și... Îți place Bucureștiul? Eu nu. Cred. Adică nu. Este cumva în centrul vechi? Ce înțelegi prin centrul vechi? Adică... Centrul vechi pentru noi e zona aia cu terase, da, e cu cârciuri, nu știu ce. Dar, adică, a fost o întrebare care a zis dacă e în zona 0. Zona 0 se referă la centru. Centrul capitalei, zona 0. O să răspund pas, ca să nu avem vreo problemă. Am înțeles. Altă întrebare. Da, aici e daceață. Când e cu pas, e cel mai nasol. Da. Deci știm că este în centrul Bucureștiului, că a fost întrebat dacă e în zona 0. Da, e în zona centrală, în centru, nu știu cum să spun. Așa, acum nu știu prea bine Bucureștiul, vezi? Poate zic o prostie, dar vă întreb, este cumva la fântânile acelea din Piața Unirii? Fântânile din Piața Unirii. Și zici că nu știi bine București. Cine, câți cunosc fântânile din Piața Unirii? Nu. Tichetul nu este, pentru că este un tichet, un voucher de hârtie și s-ar fi udat. A, se uda. Da, dar... Mulțumim, Sanda, mulțumim, Mihai, bună dimineața! Acum se grăbește Zaf. Da, bună dimineața! Salut, Mihai! Salutare! Tu de, ce mai faci? Tu de unde ești? Așteaptă întrebarea. Ce mai faci, Mihai? Dimineața! Bună dimineața! Ia uite, energie, fii atent, simt că ne ia tichetul. Energie, suntem aici cu toții, pregătiți de concurs. Cât sunteți? Câți? Doi băieți, două fete. Man. Foarte bine. De unde sunteți sau pe unde sunteți? Din Craiova, suntem într-un spre București. Ua, ce tare, bravo! Ați venit? Ăștia vin să ia banii. Veniți, da, să căutați biletul la propriu sau? Venim să luăm banii. Biletul l-am găsit deja. Ia, luați bani. Bravo. Ia ziceți, îmi place Craiovenii. Începem sau... Da, întreabă-ne. Suntem pregătiți. Păi, să întrebăm așa, să mai restrângem puțin. Este cumva într-o piață? Practic, da, este într-o piață. Într-o piață. Într-o piață, dar nu e piață. Este într-o piață. Ce facem? Că este într-o piață. Stai așa. E, dar nu e într-o...
Sunt mai multe tipuri de piețe. E o piață agroalimentară. Nu e piață cu legume. E o piață. O piață, piață, da. Piață. Piațetă, piață, ceva. Am înțeles. Una piață. Una plasă. Așa. Da, întreabă colegul meu. Este cumva o piață de importanță istorică? Are și importanță istorică, da. Are și importanță are o piață istorică. Adică, ce piață n-are importanță istorică acum? Dacă... Și asta e adevărat. Are o importanță istorică, are. Cât de cât ar fi să fie, dacă ar fi. Să... Haideți să încercăm să dăm răspunsul final. Este cumva piața universității? Bă, singură, noi avem în București puține piețe. Dar nu e doar piața universității. Mai sunt și altele. Ah, prieteni. Nu este piața universității. Ne pare rău. Dar vă așteptăm în București, că mai e loc. Da. Să știți că... Sigur, venim plăcut. Să-l căutăm în cazul ăsta. Drum bun, drum bun. Da, drum bun. Atenție la ce am spus acum. I turn them on every morning when I wake up. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea la Europa FM.